E noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Să-l liniști hipopotamii sub raza lunii de creștări. Guvernul pregătește un fond de investiții pentru românii care lucrează în diaspora și vor să-și deschidă o afacere în România. La fiecare leu investit de statul le mai dă încă unul. Sumele ar putea ajunge până la 50.000 de lei nerambursabil, potrivit unor surse guvernamentale. În paralel, din această vară, studenții români plecați la studii în străinătate se pot înscrie să facă practică în ambasadele noastre. Guvernul vrea să-i transforme în oameni de afaceri pe românii din diaspora. Cum comentează cetățenii aceste inițiative, am aflat astăzi pentru Starea de Spirit. Guvernul pregătește un fond de investiții pentru românii care lucrează în străinătate și vor să-și deschidă o afacere în România. Mai exact, să le ofere aceeași sumă pe care au investit-o în afacerea respectivă. De exemplu, românul a investit 10.000 de lei, mai dă și statul 10.000 de lei. Ce părere aveți? E o părere bună, dar nu știu atâta bunătate din partea guvernului venită acum. Pare puțin cam... Să nu fie cu două tăișuri, să-i aducem și pe urmă să facem, să-i sărăcim și să facem o lege cum am făcut pentru cei care au luat împrumuturi din bănci și să-i scăpăm de datorii. Nu, mă rog, sigur, e un lucru bun dacă tu reușești să-ți aduci semenii înapoi care au plecat să trăiască altfel și să-și... găsească soluții pentru și cei de acasă, pentru că n-au plecat toți de acasă, dar să dea Dumnezeu să fie bine și să vedem și noi un lucru bun făcut pentru românii din diaspora. Guvernul pregătește un fond de investiții pentru românii care muncesc în străinătate și vor să-și deschidă o afacere în România. Mai exact, vor să le dea aceeași sumă pe care au investit-o în afacerea respectivă. Ce părere aveți? Părere bună. Dacă se investește în România, locuri de muncă, trai mai bun, să zicem. Un lucru bun. Ce credeți? De ce pleacă românii din țară? Din cauza sărăciei, domnișoară. Din cauza sărăciei. Locuri de muncă nu. La patroni, salarii așa cum sunt. Familie, copii, alte cheltuieli pentru viață, pentru tot ce trebuie. Nu au posibilitate. Da, afară se descurcă. Mai cu munca, mai cu alte obiceiuri. Asta e. Da, peste tot. Peste tot. Asta e. Sărăcia predomină. Și ce credeți? Se vor întoarce acasă odată cu această măsură? Odată și odată se vor întoarce, pentru că și afară se vor strânge teile. În comparație cu atunci după Revoluție, când toată Europa era invadată, acum au venit în Europa toate națiile de pe tot mapa mondul. Și acolo se strâng. Cu munca trebuie să ai calificare și să lucrezi cât de cât cu acte în regulă, că dacă nu, nu te mai primește nimeni. N-ai ăsta... cum îi spune, de muncă, așa, cu alte obiceiuri, nu mai țin că și acolo sunt pușcării ca la noi și cândva se vor întoarce, pentru că e perioada tinereții, aventurii, iar care au prins după Revoluție un loc de muncă stabil și-a luat familiile și-a făcut un rost, dar au fost serioși, nu s-au ocupat de alte lucruri. Asta e viața, ce-ți faci? Guvernul pregătește un fond de investiții pentru românii care muncesc în străinătate și care vor să-și deschidă o afacere în România. Mai exact, vor să le ofere aceeași sumă de bani pe care o investesc în respectiva afacere. Ce părere aveți? Păi nu știu despre ce este vorba în amănunt, dar consider că o asemenea, eu știu, acțiune sau intenție sau cum o putem numi, ar fi benefică pentru oamenii care... vor să muncească în străinătate și au capacitatea, într-adevăr, să folosească acest fond. De ce credeți că pleacă românii din țară? Asta e o întrebare prea banală. Pleacă din țară pentru lipsa locurilor de muncă și pentru plata, mult sub valoarea celorlalte, eu știu, salarii din străinătate, care... îi tentează și e firesc că oamenii, decât să stea în țară și să nu poată să facă nimic, că nu poate, merg acolo, muncesc cinstit și câștigă niște bani curați. Păi și credeți că odată cu ajutorul acesta oferit de către guvern se vor întoarce înapoi în țară? N-aș avea încredere în treaba asta, pentru că viața dovedește că în țară aici nu se creează aceste locuri de muncă, nu se creează nici facilități pentru cei care doresc să muncească. Și ca atare, omul merge acolo unde se simte în siguranță.